Raja va efectua lucrări de modernizare și sectorizare la nivelul rețelei de distribuție apă potabilă pe mai multe străzi din municipiul Constanța. Apa va fi întreruptă joi 4 mai în intervalul orar 8-18. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii din următoarele zone. Centrul de dializă de pe strada Nicolae Iorga. Perimetrul delimitat de străzile Mircea cel Bătrân, Făgetului, Pictor Ion Andreescu, Panait Cerna, Chiliei, Soveja, Bulevardul Mamaia, Nicolae Iorga, Mircea cel Bătrân. Punctele termice 24 și 105. Și strada Bucovinei, tronsonul delimitat de Bulevardul Mamaia și strada Nicolae Iorga. Raja își cere scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi. Totodată, utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.